Bună ziua, dragi copii! Eu sunt Emma Patrichi și vă invit să aflați cum să așezați corect un text în pagina caietului. Când scrii un text pe caiet, ești atent la următoarele aspecte. Scrii data în dreapta, scrii titlul la mijloc și respecti alineatele. Am aici o pagină de caiet pe care am scris deja un text. Iată cum am așezat informațiile. Am scris data pe primul rând, în partea dreaptă. Pe rândul următor, la mijloc, am scris titlul, Ciuboțelele Ogarului. Dedesubt am scris autorul. Este un text după Călin Gruia. Am lăsat un rând liber și am început să scriu textul. Observați că prima propoziție nu este scrisă chiar de lângă linia din stânga a paginii. Între linie și prima literă se află un spațiu. Acest spațiu se numește alineat. Scriem cu alineat ori de câte ori începe o idee nouă. În acest text, primele trei propoziții se referă la vreme. Următoarele propoziții nu se mai referă la vreme, ci la personajul principal, iepurele, și la ce îi se întâmplă lui. De aceea am scris iar cu alineat. În continuare, vă voi demonstra cum scriu textul, primele două alineate doar din acest text, Ciuboțelele Ogarului, și cum așez în pagina caietului. Textul este din Manualul de comunicare în limba română și, după cum observați, este scris cu litere de tipar. Pe caiet îl voi scrie cu litere de mână, ceea ce înseamnă că voi face o transcriere. Am scris data în partea dreaptă. Pe rândul următor, la mijloc, voi scrie titlul, Ciuboțelele Ogarului. Verific dacă am scris corect, Ciuboțelele Ogarului. Dedesubt voi scrie autorul. Las un rând liber și voi începe să scriu textul pe rândul următor. De la linia din partea stângă a caietului, las alineat cam două degete și marchez aici cu un punct locul de unde voi începe. Prima propoziție este: începuseră ploile de toamnă. Verific ce am scris. Începuseră ploile de toamnă. Voi scrie mai departe propoziția a doua. Ea este scrisă în continuarea primei propoziții. Vântul împrăștia frunzele pe poteci. Verific și această propoziție. Vântul împrăștia frunzele pe poteci. A treia propoziție este scrisă tot în continuare. Era frig. A patra propoziție este scrisă de la capăt cu alineat. Iepurele pornise spre Iarmaroc. Merg pe rândul următor, marchez de unde voi începe și voi scrie propoziția. Verific mereu ce am scris. Iepurele pornise spre Iarmaroc. Voi continua să scriu următoarele propoziții, una în continuarea celeilalte, până termin și acest alineat de scris. Am terminat de scris textul. Copii, data viitoare, când veți avea de transcris un text, fiți atenți la ce ați învățat astăzi. Unde scrieți data, titlul și autorul, precum și cum încadrați textul în pagină, respectând alineatele. Vă doresc succes!
La revedere!